În urma la care am fost supuși, am trecut, din nefericire, deși contravine intereselor fotbalului românesc, pentru că noi avem, respectând ad literam, să dau orice test, să vedem cine are cunoștințe mai mari decât am eu. 11 metri. Să trecem la subiect. Asta din 2019, dragi prieteni, cu testele la Mihai Stoica, care până atunci nu poate să facă transferuri, este declarat inapt, punct de vedere juridic. Bine v-am găsit, deși Sena este cât casa și cad podurile la Paris sub presiunea apei, chiar turnul Eiffel este amenințat. O să ajungă Sena în vârful Nehoiu, probabil, dacă lucrurile vor continua așa. Cu toate astea se joacă la Roland Garros, suntem mai aproape ca oricând de o finală. Serena Williams, Garbine Muguruza, Blanco. Serena a câștigat 9-7 tiebreak-ul primului set cu Kiki Bertens din Olanda, a 58-a jucătoare în clasamentul WTA, excelentă pe parcursul celor două săptămâni de tenis de la Roland Garros, cu coana asta blondă, bine îmbrăcată și ea, coborâtă parcă din Alpii elvețieni. A ținut un șah tot setul pe neplăcuta de Williams. Hidoasa Serena Williams chiar arată într-adevăr ca o paiață, ca o sperietoare pe terenul de la Roland Garros, pe arena centrală Philippe Chatrier. O atmosferă biciznică, într-adevăr. Bertens a avut un break avans practic tot setul, a servit pentru set la 5-4, până la urmă a fost breakuită când era lumea mai dragă. Meciul a fost dus în tiebreak, a câștigat la mustața absolută Serena 9-7. Kiki Bertens și-a făcut game-ul, a servit foarte bine în primul joc al setului 2-1-0 pentru ea. Kiki Bertens, care a trecut ieri în semifinale, că nu mai apucasem parcă să vorbim și despre asta, a trecut ieri în semifinale, așa cum a făcut-o până acum în toate fazele acestui turneu, cu maximă lejeritate, putem să spunem. O să vedem imediat aici tabloul isprăvilor sale până la meciul din semifinale. Ieri olandeza a năucit-o pe Timea Bacinski, care devenise și ea una dintre favorite. Două seturi au fost suficiente lui Kiki, două seturi cu Bacinski, două seturi cu Madison Keys. Nu-i puțin lucru. Astea au fost meciurile din sferturi și respectiv din optimi. Trei seturi cu Daria Kasatkina în 16-imi. Ia să vedem înainte. Camila Giorgi în 32-imi, două seturi. Iar în primul tur, Angelique Kerber, favorită 3. Acolo s-a lansat Kiki Bertens, absolut meritată prezența ei în semifinale. Cine știe, ar putea să devină o mare jucătoare neanunțată de nimic. Am descoperit-o noi, bine, mai puțin cunoscători ai tenisului, evident. Am descoperit-o la meciurile de Fed Cup, când Olanda, o echipă fără șansă, a priori, a reușit să elimine Rusia la Moscova, Kiki Bertens câștigând tot. Cele două meciuri de simplu au fost câștigate excepțional de Kiki Bertens acolo, după care a pus Franța în dificultate exact în același mod. Franțuzecele au avut șansă, s-au impus la dublu, altfel nu bătea Olanda. Break Kiki Bertens, care joacă cu o lejeritate fabuloasă. Am văzut acum publicul entuziasmat la Paris. 2-0 pentru olandeză în setul al doilea. Primul i-a revenit Hidoasei la tiebreak. În celălalt meci, Garbine Muguruza ca un metronom, 6-2-5-2 urmează să servească pentru meci cu Samantha Stosur. S-a obosit săraca Saim, nu mai poate să facă vrăji, meciul pare să fie pierdut. Deci o finală între Serena, evident, dacă nu clachează de tot, pentru că la un moment dat se va descompune, la un moment dat se va întâmpla și asta. Serena Williams se va face bucățele. Cred că va veni într-o zi
și momentul ăsta. Noi l-așteptăm cum așteptăm pe ăla cu Ion Iliescu. Cam la fel așteptăm și ăsta cu Serena Williams să se retragă odată din tenis. Va fi mare sărbătoare pe planeta micii mingi galbene când surorile Curcan se vor retrage din circuit. Servește Kiki Bertens pentru 3-0 în setul secund. Olandeza a făcut un punct magic, după care Serena a luat două puncte la rând, așa că se joacă deocamdată acest gemuleț. Dacă Bertens face 3-0, atunci într-adevăr are șanse bune în acest al doilea set, dar se complică. Situația este 15-40, oricum foarte bună olandeza. Dacă joacă la nivelul ăsta, n-are cine să o bată în lume niciodată. Este limpede. Serena e cu șansa, e cu experiența, la aia se împletez mai multe. Da, probabil și adversarul se simte așa un pic umilit înainte de a intra pe teren în fața ei. Oricum, Bertens a demonstrat în acest meci că se poate juca din ce în ce mai ușor împotriva Serenei. Încă o minge magică reușită de olandeză, care are puterea să zâmbească. Adevărul că ce are de pierdut? Și-a luat bănuțul gros de tot pentru prezența în semifinale într-undeva la 750.000 de euro ca popa. Sunt bani buni, plus că mai mult decât banii, nu, asta e o problemă pentru Kiki Bertens în momentul de față, cât câștigă la Roland Garros. Poziția în clasament, ea câștigă 20 de locuri fără probleme după acest turneu. Va avansa, va fi mai bine văzută, va obține mai ușor contracte și încet, încet, urcând în clasament, își va netezi drumul. Asta contează. Că ești bine plasată, întâlnești adversare mai slabe în primele tururi, vei fi cotată mai bine. Încă la turneele de mare șlem nu se simte tot aia că ești pe 58 sau pe 30. A fost un break realizat de Serena, dar care va avea de tras în acest al doilea set. 2-1 pentru olandeză. Williams urmează să servească. Tot astăzi se joacă semifinalele masculine. Gioco Dominic Thiem de la ora 16. Cei doi s-au întâlnit de două ori până acum, a câștigat sârbul de fiecare dată. Și de asemenea Stanislas Wawrinka, Andy Murray în semifinala mai echilibrată. Dacă Djokovic și Murray se califică, va fi o finală între locurile 1 și 2 pe tabloul principal. Cele două meciuri încep numai după ce se termină partidele feminine. În orice caz, Garbine Muguruza a fost brecuită la 5-2, servea pentru meci. Samantha Stozur a reușit un break, fără ca deocamdată acesta să fie important. Este 5-3 pentru Iberică, care va mai servi odată pentru meci, chiar dacă va pierde acum pe angajamentul australiencei. Vorbim după o pauză și despre ultima partidă de verificare a selecționezului Tata Puiu, astăzi cu Georgia. Am văzut pe Dolce Sport o statistică genială. În 1996, înainte de turneul final al campionatului european din Anglia, România a jucat ultimul meci de verificare tot cu Georgia, selecționez era tot Tata Puiu, iar în meciul de deschidere de la Euro am jucat tot contra Franței. A fost 1-0 pentru francezi, atunci un gol al lui Christophe Dugarry, dacă mai țineți minte, pe o ieșire aiure a lui Bogdan Stelea. Stelea a făcut o prunea atunci. A ieșit prost din poartă. Franța nu ne-a bătut niciodată rău la turneele finale. Ultima victorie, într-adevăr, strălucitoare a Franței în fața României a fost meciul ăla de la București, când Zinedine Zidane era la debutul său la națională. Mă rog, nu chiar la primul meci, că la primul meci pentru națională Franța, Cehoslovacia sau Republica Cehă deja. La Bordeaux a fost un amical, 2-1 pentru Franța. Zidane a fost rezervă, a intrat și a dat două boabe. Deci ăla a fost primului meci. Dar în preliminarii, nu mai știu pentru ce, la București a fost un România-Franța 1-3. Zidane a fost rezervă atunci. Ăla a fost ultimul meci în care într-adevăr Franța s-a distrat cu noi. Restul au fost meciuri echilibrate,
la ultimul campionat european la care noi am participat, adică în 2008, cu neapiții selecționez, Franța și România au terminat la egalitate. Deci avea dreptate Ilie Dumitrescu, n-au cum să ne pună probleme. Ne întoarcem după o pauză. Suntem în direct, Muguruza a câștigat în acest moment partida sa cu Samantha Stosur și este finalistă la Roland Garros, 6-2, 6-4 a învins-o pe australiancă. Un parcurs demn de toată lauda pentru această iberică, care a apărut în circuit cam odată cu realizările Simonei Halep și ale lui Eugenie Bouchard de asemenea. Era o jucătoare prea puțin romantică încă de la începuturile în apariției sale. Cred că tot la Roland Garros am descoperit-o, trebuie să fi fost în urmă cu vreo 3 ani. Garbine Muguruza, iată o finalistă cu șanse reale, la cât de apatică este Sirina în momentul de față, în dificultate, jucătoare americană, condusă cu 3-2 în setul secund de Kiki Bertens. Aceasta îi face viața grea, într-adevăr, după ce primul set i-a revenit hoaștei la tiebreak 9-7. Să vedem care a fost parcursul jucătoarei din Spania, favorită numărul 4 la Roland Garros, victorie chinuită relativ în primul tur cu Schmiedlova în 3 seturi, apoi a bătut-o pe Mirtii George în 2 seturi, în 16-ime a trecut de Janina Wickmayer, de asemenea în 2 seturi. Așa, în optimi a bătut-o pe Svetlana Kuznetsova în 2 seturi, pe care în sferturile de finală s-a debarasat de Shelby Rogers în 2 seturi și acum a bătut-o pe Samantha Stosur în 2 seturi. Deci n-a pierdut decât un singur set Garbine Muguruza. Serena Williams are în momentul de față minge de 3-3 în setul secund cu Kiki Bertens. Ceva mai târziu, în jurul orei 16, vor începe semifinalele feminine. Novak Djokovic, Dominic Thiem, austriacul este pentru prima oară prezent într-o asemenea fază, și Andy Murray, Stanislas Wawrinka. Acolo e vorba de favoriții 2 și 4 de la Roland Garros. Dacă bine ne uitam pe tablou, o să mai verificăm o dată. Djokovic, ok, Djokovic care a bătut ieri pe Berdych în sferturi, am apucat meciul. Dominic Thiem este favoritul 13, deci 1-13 avem în prima semifinală, și dincolo 2-3 Murray cu Wawrinka, într-adevăr, deci a fost semifinala ideală. Lipsește doar numărul 4, care era Rafa Nadal, acesta s-a retras. El era favorit 4, deși luase Roland Garrosul de 9 ori. Ei, nu cred că îl va mai câștiga vreodată, a trecut timpul și peste el. Așa că din ce în ce mai mici șanse sunt. Să vedem ce s-a întâmplat. Nu, deocamdată n-a câștigat Sirina, este egalitate într-un game foarte important al setului 2. Ne ducem un pic la fotbal în această seară pe Arena Națională cu acoperișul tras, spune Dolce Sport, care va co-difuza partida alături de bătrânul TVR. Ultimul meci de pregătire înaintea campionatului european, exact peste o săptămână, începând de astăzi, avem deschiderea pe Stade de France, Franța-România, eternul Franța-România în competițiile europene. Cele două echipe s-au întâlnit aproape în exclusivitate la campionatele europene. În mondiale mai rar ne-am întâlnit cu Franța, deoarece noi participăm mai puțin acolo, dar la Euro jucăm des cu ei. Chiar dacă ne amintim în 1984, la prima participare a României, când Franța a fost gazdă, n-am fost în grupa lor. Am fost în grupa Germaniei, Spaniei și Portugaliei. În această seară, tata Puiu îl va menaja pe Vlad Chiricheș, care, iată, nu poate să-și repare greșelile în lanț de la meciul cu Ucraina. Vom avea o echipă du tonnerre de Dieu, cum ar spune francezii, adică o echipă trăznet. Tătărușanu în poartă, Săpunaru, Grigore, Moți, Raț, nimeni nu are o apărare de nivelul ăsta, Pintili, Hoban,
aici sigur e o enigmă, ăștia sunt jucători care vin din preistoria fotbalului, Adi Popa, Nicușor Stanciu, Bogdan Stancu și în față Florin Andone. Teribilă echipa națională a României, teribilă. Și cu Georgia, dacă această echipă se impune, într-adevăr, este excepțional. Cum să joci, mă, cu asemenea fotbaliști? Deci, quartetul ofensiv, Adi Popa, Stancu și Andone. Bun, Nicușor Stanciu, într-adevăr, e în mare formă. Să sperăm că nu va păți nimic diseară cu Georgia. Ci că va fi și un ghid Euro 2016, așa că îmbulziți-vă să cumpărați bilete. Nu sunt foarte scumpe. Cel mai scump bilet la VIP 1 este de 500 de roni. Nu se mai spune roni. Asta așa consideră dolce sport. Nu, 500 de lei. Nu există denumirea de roni. Adică 5 milioane de lei vechi la VIP 1. La VIP 2 e 3 milioane. Family Zone, Tribuna Est, Inel 1 și 3, 50 de roni. Tribuna Est, Inel 3, 30. Tribuna Est, Inel 1 și 2, 50. Tribuna Vest, Inel 3, 30. Tribuna Vest, Inel 2, 50. Peluze, Inel 3, 10 lei. Peluze, Inel 1 și 2, 15 lei. Biletele se pot achiziționa de la casieriile Arenei Naționale, Basarabia, Maior, Coravu, Pierre de Coubertin, până la ora 19. Așa se spune aici. Și astăzi, între orele 11 și 19, până la ora 19 era ieri. Și astăzi, deci, se pot cumpăra până cu două ore înainte de începerea meciului. Cam asta ar fi despre echipa națională care susține acest meci, în completarea căruia se pare că s-ar retrage, dar nu înseamnă că este și retragerea definitivă, a lui Adi Mutu de la echipa națională. Nici Mutu nu știe exact în ce constă această retragere. Retragerile în sport nu mai au de mult farmec, în primul rând pentru că sportivii n-au nimic uman în ei. Sunt pur și simplu niște mașinării dintre astea care, în funcție de interes, interesul unuia sau altuia, se tot retrag. Dacă prin absurd lui Adi Mutu va merge bine începând de mâine, când deja va fi retras, s-ar putea să se mai retragă de câteva ori. Da? Să-și prelungească la un moment dat activitatea sportivă. Sigur, pare puțin probabil, întrucât el a disjonctat. El nu mai e de mult un fotbalist, nu mai face parte din circuit. S-a văzut și acest sezon la Târgu Mureș, când repede a lăsat terenul și a intrat în vestiar, după aia a stat pe bancă o vreme. 4-3 pentru Sirina în setul 2 cu break. Deci americanca a reușit să câștige două game-uri la rând, jucând bine, chiar dacă plictisită, de zici că ar juca pe datorie, nu pe milioane de euro. În fine, deci asta cu retragerea lui Mutu e un eveniment care nu se potrivește. Eu l-aș fi retras pe Mutu la meciul cu Franța, ca să-mi bat joc și de turneul final al campionatului european. În ce sens? Sigur, UEFA nu-ți permitea să te duci cu Mutu în lot decât dacă îl foloseai. Da, ai fi putut să faci așa, să-l iei pe Mutu un staff cumva, da? Să facă parte din staff-ul tehnic al echipei naționale. Că na, nu-ți puteai nimeni interzice chestia asta. Asta dacă nu vroiai să-l pui chiar în lot, numai că atunci pierdeai un jucător. Și odată ajuns pe teren la deschiderea cu Franța, Mutu să facă un tur de onoare, da, ai noștri să-l poarte pe brațe, sfidând practic protocolul rigid al organizatorilor, cu tot scuipatul publicului de pe Stade de France. Deci nu are importanță asta. Mutu scuipat, Mutu înjurat, protocolul încălcat, dar să-i facem retragerea la Euro, acolo unde merita marele nostru fost internațional să se retragă, nu într-un meci acasă cu Georgia în care să nu joace. Există și situații în care fotbaliștii se retrag în meciuri pe care nu le mai dispută, dar astea sunt mai mult la bambilici decât la fotbal.
Deci dacă Mutu nu intră cu Georgia diseară, el nefiind în lot, evident nu văd cum ar putea să joace, sau ce să intre un minut, să se retragă, dar ce, e moș, e Stanley Matthews. Nu, e încă tinerel, mai poate da în bară în alte activități. Și-a bătut joc, sigur, de cariera lui, dar avea dreptul să o facă. Nu trebuie să fim noi mai indignați decât el. Că până la urmă nu împărțeam banii cu Mutu. Și nici ranga. El era stăpân. Și la Mamaia, și în Caraibe, și la Monaco, și la Milano, și pe unde se mai ducea el. Făcea ce vroia. În anturajul lui, cu prietenii lui, a fost tot timpul bine văzut acolo. Și-a trăit viața. Așa cum a fost ea, nu merita mai mult, asta este clar. În cariera de fotbalist a avut și momente bune, dar nu și le explică astăzi Adrian Mutu, pentru că, până la urmă, el juca așa, dintr-o nonșalanță, dintr-o asta. Nu zic că n-a avut două săptămâni coerente la rând în viața lui de sportiv, că a avut, în care punea osul, dar încă o dată spun, astăzi nu-și mai poate explica de ce și cum. El nu mai este în stare să facă așa ceva. Nici un pic de efort, n-are nicio logică. S-ar putea să-l revedem, sigur, antrenor într-o zi. De ce ar fi mai rău decât Mirel Rădoi? Să primească un angajament în țară. El ar fi ceva, după părerea mea, între Mirel Rădoi și Ionel Ganea. Adică, slab antrenor, foarte arogant și bătăuș. Nu? Cam astea trei ar fi. Aici Mutu n-are de ce să plece capul. Nu este cu nimic inferior celor pe care i-am numit, adică lui Rădoi sau lui Ionel Ganea, e din această categorie. Poate oricând să-mi preia o echipă nou promovată sau o echipă care a priori se luptă pentru cupele europene, dar dă chix. Să spunem gen Pandurii Târgu Jiu, dacă o mai exista de la anul. Că tocmai am citit că Iedi Iordănescu, fiind pe val alături de Tasu, sunt cei mai mari antrenori români ai momentului, fără să se supere pe noi Bursucu, mai vorbesc de Nea Mircea, care a plecat și a și fost prezentat la Sankt Petersburg pentru 10 ani, nu pentru un an sau pentru doi, vrea să antreneze Zenitul până la 80 de ani, asta nu contează, e sub antrenorii momentului, unul dintre ei fiind Iedi Iordănescu. Acesta asista negocierile cu CSU Craiova momentan, pentru că se află pe cai mari. Dacă era un nimeni, a accepta prima lor ofertă și cu asta basta. Dar cum nu este, își permite. Vom vedea până la urmă ce se va întâmpla, dacă aceste echipe vor prezenta la startul noii ediții AUBA. Astăzi o să vorbim dincolo de tenis, că e aproape gata meciul. Serena Bertens 5-3 în setul 2, excepțională oricum Kiki Bertens, plouată însă și ea, pentru că ar fi trebuit să aibă un pic mai multă energie și să o întindă mai tare pe Serena, neavând absolut nimic de pierdut, și cred că putea să forțeze un pic mai mult. Păi Serena, o înțeleg că are aproape 60 de ani, ea trăiește din Roland Garros și din pensie, dar Kiki Bertens putea totuși un pic să forțeze mai mult. O să vorbim despre fotbal, că mai sunt meciuri astăzi, în special prin preliminariile Cupei Africii, unde Algeria s-a calificat ieri câștigând în Seychelles cu un 2-0 plat, aproape chinuit. Seychelles a progresat în fotbal, iar Algeria, de când s-a despărțit de Christian Gourcuff, a revenit o echipă obișnuită. Au și lipsit câțiva grei la algerieni, o victorie așadar trasă de păr în insulele Seychelles. Seychelles este în momentul de față a treia sau a patra economie africană, reușind ca și Mauritius, grație extraordinarelor venituri din turism, să avanseze și să devină un pilon al Africii. Mauritius este pe primul loc a dezvoltare economică în momentul de față în Africa. Africa de Sud a ajuns a doua, Seychelles e undeva pe locurile 3-4. Deci, în orice caz, au devenit aceste două țări minuscule din Oceanul Indian, au devenit până la urmă vectorul de interes pentru investitori pe continentul negru. Deși ele nu sunt atât niște insule africane, cât mai degrabă
niște insule aparținând spațiului Oceanului Indian, care are mai multe asemănări cu Asia decât cu Africa, dar așa este făcută geografia, ele sunt atașate Africii, chiar dacă sunt mai degrabă, spuneam, niște insule asiato-europene, să zicem așa, pentru că populația este foarte multă venită din Asia. Mauritius, peste 60% sunt de origine indiană, chiar dacă din cei 60% indieni, peste 50% n-au fost niciodată în India. Evident, sunt urmașii urmașilor muncitorilor indieni aduși de engleze acolo, după care 30% din populație sunt creoli, dar nu neapărat africani, aduși acolo de francezi. Unii dintre ei au ca origini alte teritorii franceze, de exemplu din Caraibe. Sigur că sunt și din Africa, dar nu toți. Deci n-au foarte mult african în ele, aceste două insule, dar în fine asta e altă discuție. O să vorbim despre fotbalul african pe care l-am abandonat în ultima vreme. Sunt partide decisive în aceste zile pentru calificarea la CAN 2017 în Gabon. Se va juca Cupa Africii și va perturba calendarul european ca de fiecare dată, începând cu mijlocul lunii ianuarie anului viitor. Ne întoarcem. Serena Williams promite că a intrat în ultimul game al semifinalei cu Kiki Bertens, 7-6, 5-4. Americanca este la serviciu, are nevoie încă de 3 mingi pentru a se impune în această partidă. Foarte bine a jucat Bertens, spuneam, îi lipsește un pic entuziasmul, probabil că și din cauza climei, dar și a oboselii psihice mai degrabă. Totuși numărul 58 în lume, a ajuns în primele 4. Serena era, cred că, mai jucabilă decât s-a întâmplat. Bertens se agață, după ce a fost condusă cu 15-0 în acest game, a reușit 2 puncte la rând, este 15-30. Un pic de energie suplimentară îi trebuie lui Bertens, pentru că Serena este și ea la capătul puterilor, are lovituri precise, dar nu rezistă la schimburile foarte lungi. Cred că aici a fost un punct totuși pentru Williams, reușit la mustață. Protestează Serena la orice minge pe care o trimite un milimetru în afară, pentru că ăsta este tenisul de astăzi, mingile sunt la milimetru, ori în interior, ori afară, totul este o discuție până la urmă de matematică, de farmacie. A fost as ăsta? Nu. N-a fost as, este al doilea serviciu, 30 egal. Al doilea serviciu al Serenei. Spuneam aproape de meci. Agață totuși Kiki Bertens, are și puțin noroc, o minge pusă la fileu, ajunsă de Serena, formidabil, n-a reușit să o paseze Kiki Bertens. Serena e ca un sac plin cu cizme și cu bidoane în care se deplasează tot mai greu. Pus o minge pusă la fileu, a ajuns hoașca, până la urmă Bertens n-a reușit să o paseze. Are minge de meci Serena Williams, dar a avut 2 mingi de meci și game-ul precedent, anihilate de olandeză. Acum reacția este totalmente diferită a celor două, care par să simtă finalul, dușul, jacuzzi, plimbările mai puțin, că trebuie cizme de cauciuc de 2 metri ca să te plimbi în Paris. Serena a ajuns la 6 metri și se pare că astăzi va ajunge la 6,50 metri. Nu s-a mai întâmplat acest lucru la Paris din 1982. Deci sunt peste 30 de ani de atunci. Minge de meci așadar pentru Serena, a treia minge de meci, 2 au fost respinse, anihilate de Kiki Bertens în game-ul precedent când olandeza servea. Mingile lovesc toate fileul, incredibil, și până la urmă este în out. Out mingea Kiki Bertens. S-a terminat partida, n-a mai protestat olandeza, probabil că nu o să avem reluare. A fost un ușor out, e o ușurare pentru amândouă, au sfârșit-o. Serena, e adevărat, va avea mâine meci,
7-6, 6-4, cu Garbine Muguruza, care se califică pentru prima oară în finala de la Roland Garros după un 6-2, 6-4 cu Samantha Stosur. Trecem la Foțom, unde avem astăzi câteva partide. Aș începe totuși cu zona africană, care ne interesează în mod direct. Tunisia joacă la această oră în Djibouti, port la Marea Roșie. Djibouti este un oraș, stat, putem să-i spunem. 1-0 pentru tunisieni, gol marcat în minutul 15 de către oaspeți. În această seară Libia joacă cu Marocul de la ora 20, iar Mauritania întâlnește Camerunul fără Nicolae Nkoulou, accidentat. Acesta n-a făcut deplasarea la Nouakchott, dar cu Henri Bedimo, care și el este în negocieri cu mai multe cluburi pentru un transfer, fundașul stâng al lui Lyon la sfârșit de contract, n-a semnat cu Beşiktaş și Istanbul și caută un pește mai mare. În această primă grupă, Tunisia ar avea 10 puncte dacă va câștiga la Djibouti, Liberia are 9, Togo 7, nimic nu este jucat, pentru că tunisienii, chiar dacă preiau șefia grupei, mai au o partidă pe teren propriu cu Liberia decisivă. Dacă Liberia va negocia bine meciul de duminică cu Togo, Liberia joacă acasă cu Togo, în cazul unui succes ar trece peste Tunisia, chiar dacă tunisienii bat astăzi la Djibouti. Deci 10 puncte Tunisia, Liberia ar putea să facă 12 și Togo ar putea să ajungă la 10 puncte dacă se impune în Liberia. N-ar fi chiar așa o mare surpriză, ar ajunge la 10-10 și atunci în ultima etapă Togo are o partidă la îndemână acasă cu Djibouti, ar face 13 puncte, cât ar putea să facă și Tunisia dacă aceasta bate Liberia pe teren propriu, cum ar fi firesc. Deci o grupă complicată, vă reamintesc, doar prima se califică mai departe. În grupa B, Democratic Republic of Congo, deși numele oficial este Republic Democratic du Congo, țara care a făcut valuri, a apărut și în L'Echipe un articol apropo de rasismul moderatorilor de la ZOO, Buzdugan și Morar, care i-au făcut maimuțe pe cei din Congo, un țilu clasic al bădăranului român, al animatorului de cartier. Ei sunt niște tipi, am mai povestit asta, cu umor, bineînțeles, niște oameni haioși, dar de mahalaua Bucureștiului, da? Nu de o intensitate mondială. Da? Sunt niște șmecheri de ăștia cu gluma la ei, da? Cu mentosanul și cu semințele în fața blocului. Da? Glume de asta de cartier, la buticul din față, descarcă de pe net. Nu sunt mai mult decât atât. Da? Asta e meseria lor. Faptul că au ajuns acum vedete mondiale, descrie și L'Echipe de ei, că i-au asemuit pe aia din Congo cu niște maimuțe, sigur că shortcut-ul este facil aici, adică scurtătura. Pentru că toți românii care au vorbit vreodată în viața lor despre Congo au făcut-o așa. Am văzut că au ajuns până la urmă și la ambasada Congo, după părerea mea nejustificat, pentru că ceea ce au spus ei la radio nu se mai poate retracta. Adică, ce glume? Că 10 minute i-au făcut pe aia maimuțe. Astea sunt glume? Sunt niște glume, cu atât spun, de o anumită substanță, adică specifice unui anumit tip de om. Congolezii mai puțin afectați, cred că, de aceste lucruri, chiar dacă Camara ăsta, cântărețul de la Alb și Negru, mărturisea că a plâns o dimineață întreagă după ce a auzit astea. E multă ipocrizie aici, în toate aceste discuții, adică dintr-o dată te simți neom că te înjură unul la radio sau că te face coadă de maimuță. Nu numai maimuțe au fost făcuți cei din Congo, și coadă de maimuță. Da, pentru că oamenii jonglau cu termenii, da, ei sunt niște engleziți și le știau pe astea, cu at, cu, da, coadă de maimuță, cu de arobaz, nu știu dacă știau, da. În orice caz, le aveau pe astea cu tehnica, cu sunt niște oameni care mânuie bine netul. Ei sunt net superior congolezilor din toate punctele de vedere. Stați un pic și Buzdugan și Morar. Și atunci au vrut ca lumea să știe asta la radio. Da, uite, băi, ei sunt peste
congolezi din toate punctele de vedere. I-au atacat un pic și pe francezi, dar ăștia nu s-au răsculat, pentru că la ei rasismul e ceva ca pâinea cu unt la noi. Adică au spus despre francezi că și ei sunt tot niște congolezi, dacă te uiți bine la echipa lor, numai că joacă un pic mai bine. Exagerat, nu joacă mai bine decât Congo. Congo joacă mai bine, da. Asta e altă discuție, probabil că vreau să-i flateze un pic pe francezi. E mai greu însă pe francezi să-i ataci cu orătăniile, adică să vorbești despre cocoși, când aceștia sunt mai puțin vandabili decât maimuțele. Și atunci pe ei ataci, așa cum i-a atacat și Jean-Marie Le Pen, nu? Și el a spus despre echipa campioană mondială în 1998 același lucru. Că nu este niciun alb acolo și prostii de genul ăsta când... Dar să știți că așa se întâmplă peste tot. Acum, nu se spun lucrurile astea în public, dar oamenii așa gândesc. Văd 11 jucători închiși la culoare, adică vreau să spun niște tricouri închise la culoare, da? Tricourile albastru, bleu foncé ale Naționalei Franței, adică un albastru foarte închis, niște jucători închiși cu adevărat la culoare și cu toții gândim sau cu toții gândesc în acest sens, adică Tune, dar de ce ăia sunt toți atât de închiși la culoare când ei reprezintă o națiune europeană? Astea sunt probleme pe care culmea ni le punem noi. Noi nu le înțelegem. Sigur că și la ei, după toate evenimentele astea din ultima perioadă, oamenii au început să-și mai pună probleme. Ni le-am pus și noi, sigur. Dar atunci când vine vorba de sport, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Rasismul în sport este totuși prea îndepărtat ca să-l putem noi atinge. Adică, la nivelul ăsta, un terchea berchea de ăsta care vine în blugi la serviciu și stă 2 ore sau 3 ore de serviciu la un post de radio cât are el secvența sau calupul orar și după aia stuce și face aceleași glume în fața blocului la el mâncând niște semințe, da? Sau descărcând aseară sau seara niște filme pe net, ăsta n-ajunge să vorbească despre rasism. Adică mi se pare totuși cam mult. Ei ar trebui, până la urmă, luați la categoria de matineu, da? Au încercat niște glume, uneori mai bune, alteori mai proaste, nu pot să-i acuz totuși de niște lucruri pe care ei nu le stăpânesc. Adică, ce rasism? E o bădărănie, asta e o miștocărie, ei vorbesc la fel de facil despre sex. Deci, termenii lor și, în general, locuțiunea lor, cam între astea se învârte. Miștocăreala se învârte între sex și glumițele astea cu maimuțe. Asta e meseria lor. Deci, cum să fii rasist? Păi tu ești, în primul rând, un promotor de dugheană. Ce rasism? Rasismul este în marile competiții, tată. Și aici nu mă refer la sport. În marile competiții mondiale. Da? Oamenii se întâlnesc cu totul și cu totul alte sfere. Discută în summituri, discută în întrevederi de-astea bilaterale. Acolo e vorba de rasism. Și vine unul și spune, bă, aveți o datorie de 13 miliarde de euro la noi, dar pentru că noi n-avem disponibilitatea și nu ne place de fața voastră, atunci nu o să vă iertăm. Uite, o să iertăm pe ăia care au 6 miliarde. Voi aveți 13 și aveți mai multe banane decât ei. Ăla poate fi numit rasism. Acolo poți să spui, acolo e o miză. Aici nu e nicio miză. Aici vine un bădăran de ăsta care a făcut un liceu industrial în București, aia e nicio cultură generală, habar n-are de nimic, da? Și te ia pe tine la mișto ca să îl sune pe el niște fete și să-l aplaude alea din fața blocului când se întoarce acasă, că ce glume mișto a făcut, dar nu mai știu nici alea despre ce erau. Da? Nu e rasism, totuși. Bun, deci Dere Congo este prima în grupa sa, în grupa B, a acestor preliminari, cu 2 puncte avans față de Republica Central Africană. Un avans care ar trebui să conteze. Congolezii au ieșit bine și cu noi, făcut un 1-1 în cantonamentul din Italia. Joacă în Madagascar duminică, doare pe ei în cod Morar și de Buzdugan. Sunt în Madagascar așadar, să nu dea de Radu Mazăre, că ăsta are dreptul să iasă din țară mai nou. Face ăla niște grătărele pe plajă acolo.
Madagascarul eliminată, însă vă atrag atenția că este echipa care a făcut cel mai important salt în clasamentul FIFA la publicarea ultimului clasament. Chit că asta nu le ține de foame. Au săltat vreo 29 de locuri cei din Madagascar. Joacă într-un tricou alb, au budigăi roșii și jambiere verzi. Astea sunt și culorile drapelului național malgaș, alb, roșu și verde. Atenție, a spus malgaș, nu macac. E diferență totuși, da? Nu sunt macaci în Madagascar. Deci DR Congo 9 puncte, Republica Central Africană 7, Angola 4 și Madagascar 2 puncte. Madagascar, DR Congo și Republica Central Africană, Angola. Congolezii sunt favoriți, n-ar trebui să le scape această calificare. În grupa C, Mali conduce cu 2 puncte avans față de Benin. Beninul este amenințată de FIFA pentru interferențe ale politicului la nivelul Federației de Fotbal și sunt în stand-by pentru o suspendare lung durée. Asta înseamnă cel puțin 2 ani. Sudanul de Sud este în această grupă și are o victorie 1-0 acasă cu Guinea Ecuatorială, dar este out în momentul de față, cu doar 3 puncte. Mai sunt doar 2 meciuri, deci ei nu mai pot ajunge pe cei din Mali. Sudanul de Sud, Mali, ar trebui să fie o formalitate pentru compatrioții lui Keita. Beninul jucând acasă cu Guinea Ecuatorială. S-ar putea continua această bătălie și în ultima etapă între Mali și Benin, dacă rămân punctele așa. În grupa D, Burkina Faso și Uganda au 7 puncte, sunt exact la egalitate. 2 victorii, un egal, o înfrângere 3-1, diferența de golaveraj. Comore, Burkina, trebuie să fie un meci la discreția oaspeților, și respectiv Botswana, Uganda. Aici e mai complicat, întrucât Botswana este la un singur punct de Burkina și Uganda. Făcut și ea progrese în ultima perioadă. Este una dintre cele mai fascinante țări la nivel mondial, Botswana, pentru că are savană largă și se organizează safari, au niște parcuri naționale interesante și de asemenea cascade. O țară teribilă, Botswana, uriașă ca suprafață, se vânează la greu acolo. În sensul ăsta lucrurile sunt mai lejere un pic decât în Africa de Sud, în Red Congo, în Kenya sau în Tanzania, unde deja nu mai poți să vânezi chiar orice decât dacă vrei să ajungi în pușcărie. În Botswana încă lucrurile sunt mai lejere, așa, adică dacă te duci cu sacul de bani după tine, poți să împuști câțiva gheparzi sau leopard și asta face țara foarte atractivă. Băieți deștepți ăștia din Botswana, au renunțat și la vize, nu îți mai trebuie viză dacă vrei să te duci acolo, ceea ce foarte puține țări africane reușesc să facă, birocrația fiind mare în Africa, dictaturile neîngăduind așa ceva, dar asta sigur că e o idee proastă. Până la urmă, peste încă vreo 2 secole și jumătate, nu vei mai avea nevoie de viză nicăieri și lumea se va întoarce în evul mediu, adică atunci când mergeai dintr-o parte într-alta fără nicio restricție. Pentru că dacă astăzi ai vize, e un calcul simplu, înregistrezi mult mai puțin turiști și venituri din turism decât o țară care nu are această restricție. Deci cu cât ești mai lejer în această problemă administrativă, cu atât ai mai mult de câștigat. O țările africane care trăiesc de pe o zi pe alta și care continuă să mențină un regim de ăsta de restricție, n-au decât de pierdut. Cu cât se deșteaptă mai repede, cu atât reușesc să plătească pensiile mai mult. Vorba vine că în Africa nu există sistemul de pensii. Acolo te descurci cum poți. Avem un telefon. Salut, Radu. Salut. Uite pe repede înainte, așa că geopolitic, Madagascarul nu ținea de Tanzania, au echipă separat. N-a fost niciodată. Zanzibarul. Zanzibarul, uite, da, ține, bravo, de Tanzania. Ține și acum. Da, uite că am
mă tot întrebam de ce au o echipă de fotbal separat. Zanzibarul da. E o republică autonomă, într-adevăr aparține geografic și pe jumătate administrativ de Tanzania, dar ei nu se consideră tanzanieni, adică au steagul lor, în fine, ei aparțin totuși, din punct de vedere al Națiunilor Unite, ei sunt țin de Tanzania. Dar asta știam. Da, e o autonomie puternică acolo. Îi încurcăm acum. Da, e autonomie puternică, Zanzibarul are campionat propriu, într-adevăr, nu ține de campionatul Tanzaniei. Așa da, este. Da, da, da. Ah, ok, bine, mersi, emisiune frumoasă. Mulțumim, ba. Mulțumim. Mergem un pic mai departe. Asta e situația în grupa D, foarte interesantă. Meciurile sunt programate duminică, respectiv Botswana, Uganda, chiar mâine, atenție, sâmbătă 4 iunie. În grupa E, Guinea Bissau conduce, în țară unde s-a schimbat guvernul recent. Pe președintele țării îl cheamă Zaz, ca pe cântăreața franceză, mă rog, Zaz la cântăreață e nume de scenă, ăsta e numele de familie, nume portughez. Acesta, Guinea Bissau, este o fostă colonie portugheză, o țară care s-a lăfăit ani la rândul, dacă nu chiar decenii la rândul, în resursele ei naturale, timp le-au mai pierdut, așa că n-au știut să le gestioneze foarte bine, n-au avut niciodată echipă de fotbal. O republică mică și aparent inofensivă în Africa de Vest. Ei bine, sunt pe locul întâi acum în această grupă cu trei coloși africani, Kenya, Zambia și Congo-Brazzaville. Guinea Bissau conduce, are meci acasă cu Zambia mâine. Zambia a fost campioană a Africii în două rânduri. Ultima dată antrenată de Hervé Renard, care se pare că numele său, spunând totul, Renard în francez înseamnă vulpe, a vânat practic toate cucoanele mai interesante din Zambia, a zis cum arăta Hervé Renard. Era o combinație între Julio Iglesias și Toto Coutinho. Nu i-a rezistat nimic. Un tip cu cămașa albă, un pic descheiat așa, să-i se vadă două fire și jumătate de păr. Teribil la față, un pic neras așa. Nu există bărbat care să arate mai bine decât Hervé Renard. În Africa vă dați seama unde sunt cele mai frumoase femei din lume. Într-adevăr, Zambia trebuie să fie ceva ieșit din comun. Și Livingston s-a îndrăgostit de zambezi, dar amite Hervé Renard. Zambia și Congo, atenție, sunt neînvinse în această grupă, dar cu toate astea sunt în spatele Guinei Bissau. Un deznodământ teribil va avea loc în această grupă, unde Kenya este eliminată. Deci Guinea, Bissau, Zambia și respectiv Kenya, Congo în acest weekend. Grupa F, Marocu, este calificată, are 4 victorii în 4 meciuri, n-a încasat niciun gol. Păcat pentru Capul Verde, o națiune puternică, a fost furată în meciurile cu Marocu, vă povesteam, bătută de 2 ori. Ea este eliminată matematic, deci aici zarurile au fost aruncate. În această rundă Libia joacă cu Marocu, iar Capul Verde se deplasează în Sao Tome și Principe. Ăsta e un meci pe care n-ar trebui să-l rateze niciun iubitor al fotbalului. Două state insulare, ambele de limbă portugheză, ambele în Oceanul Atlantic, superb meci. Deci dacă ai avea bani, să zicem mai fi Ion Țiriac, da? Asta aș face în acest weekend. Deci m-aș duce la aeroport, acum după emisiune, dacă aș fi Ion Țiriac, sau dacă l-aș avea pe Ion Țiriac invitat în emisiune, deci după emisiune m-aș duce la un taxi de aici, din Delfinului, unul de ăsta cu 1,39 pe kilometru, primul hârb care mi iese în cale, direct la aeroport, așa, m-aș duce, aș lua un avion, mă rog, 3 avioane ca să ajung în Capul Verde, că nu mai este zbor direct la Lisabona, sau mai sunt niște companii de-astea low cost care duc acolo. Dacă aș mai prinde una din aia, m-aș duce cu low cost-ul, să-mi plătesc și cafeaua de la automat în ele. Aș ajunge cumva la Lisabona, dacă nu, cu o cursă de-asta de linie din două trasee, aș ajunge la Lisabona undeva la noapte. Așa, și de acolo, mâine dimineață, aș dormi în aeroport, nespălat așa, întins pe niște scaune de-alea.
în sudoarea aia căldurii de la aeroport, era un avion pe la 5 dimineața spre Praia în Capul Verde sau spre Insula Sal, depinde unde e primul avion, că sunt vreo 4 aeroporturi în Capul Verde. A sta în Capul Verde cel puțin 2 săptămâni. N-ai nevoie de viză dacă ești cetățean UE în Republica Capului Verde, după care m-aș duce în Sao Tome și Principe. Acolo ai nevoie de viză, birocrație, formulare. Dacă ești Ion Țiriac, ți se rupe. Ajungi la aeroport, iei un avion. Dacă nu merge direct din Capul Verde, atunci te întorci în Lisabona. Stai în Lisabona o zi, te duci la grădina zoologică. Așa? Pe care te întorci și avionul spre Sao Tome și Principe. De fapt, spre Sao Tome, că sunt două insule diferite, una e Sao Tome și una e Principe. Au și direct până acolo, de la Lisabona pleci noaptea, dimineața ești în Sao Tome, care e în largul Gabonului undeva, largul Camerunului, Gabonului, pe acolo, pe lângă Guinea Ecuatorială, nu departe. Și asta în Sao Tome, tot așa, 2-3 săptămâni de n-ar mai ști nimeni. Fără mobil, fără nimic, tată. Să scadă nucile de cocos în cap, pur și simplu. Sau Tome și Principe, a treia, cea mai importantă țară din lume la producția de cacao. Din asta trăiesc. Cacao de o calitate demențială. Și peste tot în Europa, unde te duci și găsești cacao din Sao Tome și Principe, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Da. Nemții, de exemplu, sunt înnebuniți după cacao adusă de acolo, de o calitate rară, absolut. Asta e bună și că la orice. Dacă mănânci câte o linguriță de aia de cacao din Sao Tome și Principe, zahăr nu e necesar să-i pui, că n-ai de ce, ți se face gura pungă, dar bei un pic de apă după, sau o amesteci așa cu puțină apă, nu mai mor niciodată. Deci este un antioxidant fabulos. O grupă frumoasă asta, păcat că tranșată cu japca de Maroc, am fost martor la meciurile cu Capul Verde, am văzut ceva din ele, de asta spun, japcă, de două ori a furat Marocul. Deși Capul Verde s-a calificat la ultima ediție a Cupei Africii și n-a fost învinsă în 3 meciuri de grupe. Este o echipă solidă, o echipă țapănă de tot, o economie care a prins tot așa pe marginea turismului, deși față de Seychelles și Mauritius, care sunt de partea cealaltă în Oceanul Indian, Capul Verde în Atlantic, condițiile în Capul Verde sunt mult în spatele celor două perle ale Oceanului Indian, adică apa e mai rece în Capul Verde, în Mauritius și în Seychelles tot timpul anului apa este caldă. În Capul Verde nu-i chiar așa. Atlanticul e mai rece decât Oceanul Indian. Plus că Mauritiusul și Seychellesul beneficiază de o lagună fantastică, mai ales Mauritiusul, care permite călătorului să se bălăcească într-o apă de 26-30 de grade, depinde de anotimp, dar rămâne constant caldă pentru că sunt 3-400 de metri până când începe oceanul propriu-zis. Laguna asta fiind despărțită de ocean de o barieră de corali. Deci acolo apa e ca în cadă. N-are cum să se răcească foarte mult întrucât este mică. Mergi 600 de metri și nu-ți trece de genunchi. În Capul Verde nu e așa. Dar au piscine, bineînțeles, e dezvoltat și în Capul Verde, cam la jumătate de cât e în astea la alte două, unde într-adevăr e luxul de pe lume. Capul Verde nu e mare lux. Nu găsești, de exemplu, etablismente de 5 stele în Capul Verde, nu există așa ceva. E mai rustic, dar îți cade nuca de cocos în cap și acolo. Adică ai ce să faci. Vorbește portugheză, ești mai aproape de Europa un pic decât din Mauritius și Seychelles. Văd că s-a dat gol. Îmi clichează aparatul. 2-0 pentru Tunisia la Djibouti. Sliti deschisese scorul în minutul 15, s-a făcut 2-0, suntem aproape de pauză la Mesedit. Tunisienii aveau nevoie de astea 3 puncte ca de aer. Nu sunt asigurați încă câștigarea grupei, spuneam mai devreme. În grupa G, dragi prieteni, Chadu a fost eliminat de către FIFA, de fapt în acord cu instanțele mondiale ale fotbalului,
Se pare din motive financiare, federația de la N'Djamena a zis că nu mai are bani pentru fotbal și s-a retras. Asta nu înseamnă că Ciadu nu va mai participa niciodată la o competiție africană, dar s-a retras momentan. Egiptul, așadar, este practic calificată. De fapt, este calificată matematic, întrucât aici sunt doar 3 meciuri. Fiind 3 echipe, nu joci decât 4 meciuri în total. 3 meciuri au Egiptul și Nigeria. Mai există un singur meci, într-adevăr, pentru aceste echipe. Tanzania mai are 2 jocuri. Poate să facă 7 puncte Tanzania. Au un meci direct cu Egiptul acum, sâmbătă, mâine, în Tanzania. În cazul în care gazdele nu se impun, cât a fost în Egipt, i-a bătut Egiptul cu 3-0, n-au mai au șanse. E jucată. Nigeria nu mai poate să-i ajungă pe Egipt, a ratat canul. Nigeria, marea națiune africană, câștigătoarea Cupei Africii în vreo 4 rânduri, nu va participa la următoarea ediție. Tanzania are șanse teoretice, deci trebuie să câștige cu minimum 3-0 pe teren propriu meciul cu Egiptul, atunci ar mai avea o șansă. Mai are de jucat un meci cu Nigeria. În condițiile alea trebuie să bată și în Nigeria și atunci se poate califica. Dacă câștigă cele 2 meciuri, într-adevăr, ar face golaveraj 3-3, Egiptul ar ajunge la 5-4, ar fi la egalitate la meciurile directe, da? Deci 3-3 aia 5-4. Nu le-ar ajunge nici atunci să câștige cu 1-0 în Nigeria. Ar trebui să bată cu 2-0 sau cu 2-1 ca să fie fix la egalitate cu Egiptul. Bineînțeles că este o utopie, nu se poate întâmpla așa ceva. Vorbim despre celelalte grupe, că mai sunt destule. Grupele H, I, J, K, L și M. M de la coadă de maimuță, după o pauză. Ne-am întors în direct, între timp suntem depășiți de actualitate. Scandal de corupție la FIFA, instituția mondială a dezvăluit alte dedesubturi în ceea ce privește activitatea fostului său președinte, Sepp Blatter. Acesta împreună cu secretarul său general, francezul Jérôme Valk, și cu una dintre mâinile sale drepte, că Blatter avea mai multe mâini drepte, probabil avea și câteva mâini stângi. În orice caz, drepte avea destule. Marcus Kuttner, unul dintre ei, unul dintre locotenenții lui Blatter, deci Blatter, Valk și Kuttner, și-ar fi împărțit suma de 80 de milioane de dolari. Pur și simplu bani proveniți din fotbal și care serveau la îmbogățirea personală a celor trei. Asta înseamnă rotund 80, nu se împarte perfect la 3, după cum știm, hai să împărțim noi. Deci 30 de milioane de dolari Blatter, e vorba de o șpagă. 20 de milioane Valk, asta înseamnă 50 de milioane, atât nu dă bine. Kuttner 30, nu, rectific. 40 de milioane Sepp Blatter, 20 de milioane Valk, 20 de milioane Kuttner. Hai că sună mai bine. O șpagă. Bun, este vorba de una dintre șpăgi. FIFA precizează că a dat aceste informații justiției elvețiene și că va intra în contact și cu justiția americană, pentru că este o afacere pe rol. Sigur, nu se pot spune mai multe, e doar așa ce a filtrat acum, s-a aflat. Bun, asta știam cu toții. De îmbogățirea personală a conducătorilor din fotbal nu este o surpriză. Atâta doar că e bine ca lațul să se strângă în jurul acestor oameni cât timp încă ei mai trăiesc. Blatter are 80 de ani. Da? Niciodată omul ăsta nu s-a gândit că nu mai are ce să facă cu banii. Niciodată. Dar știți de ce? Pentru că oamenii ăștia n-au conștiința. Lucrurile nu sunt clare în mintea lor, că nu trăiesc decât o singură viață. Să mă lăsați pe mine cu rudele și cu... Hai să fim serioși, îl interesează pe Blatter
acum să fure pentru nepoate. Dar ce-ți mai trebuie să furi pentru nepoate? În primul rând că dacă tu te îmbogățești luându-i ostatici pe cei din familia ta, înseamnă că le-ai nenorocit și lor viața. Păi dați-mi acum să simte o tută din asta care la 18 ani, nepoata de nu știu a câta a lui Blatter, da? Deci la o elvețiancă de asta urâtă, să zicem, ajunge la 18 ani să dețină 30-40 de milioane de euro sau de dolari. Păi a făcut-o praf. Toată viața ei ce va face? Va fi o căzătură, va fi o târâtură. Nu va mai face nimic. Da? Evident că va degenera viața ei și va intra în păcat, să-i spunem așa. Adică nu va face decât mici potlogării. Odată ce pleci pe un asemenea standard de viață, nu mai poți să fii om normal. Situațiile sunt rarisime încât fata să spună, da, bun, știm povești, dar nu trebuie să-mi reamintiți mie. Făcea studii de drept. Da, era prima, foarte bine, și dacă face dreptul înseamnă că e fată deșteaptă. Ce importanță are. Bun, și după aia ajunge avocată. Și ce înseamnă asta? Nu-i prind bine 40 de milioane de dolari? Furați de bunicu sau de unchiu sau de... Ce sunt astea? Deci nu poți să vii și să spui, de asta explicam. Nu poți să vii și să te îmbogățești, bine, e valabil peste tot, și în politica românească și oriunde. Cum să te îmbogățești în numele unor oameni care habar n-au de lucrurile astea? Voi credeți că în familia lui Sepp Blatter toate nepoțelele și nepoței știau că bătrânul e un pungaș de nivel mondial? Nu! Ei erau învățați că ăsta e un om serios, cum ni s-a spus și nouă tot timpul. Și cum îl ataca cineva, cum te dădea în judecată, cum se întâmplă și la noi. Faci praf un bandit din ăsta, el te dă în judecată. Bun, sunt cazuri în care justiția nu răspunde. Adică un condamnat ăsta definitiv la ani grei de pușcărie, făcut terci, mi s-a întâmplat și mie. Am făcut muci de ăștia prin emisiuni, m-au dat în judecată, am câștigat procesele. În sensul în care nu că le-am câștigat, nici n-au mai avut loc, justiția respingând cererile lor de a mă condamna, să zicem, la plata a 4 miliarde de euro. La cât cereau ei, daune, nu știu ce, adică. Și aia spuneau, domnule, respingem ca nefondată și gata, se închidea. Făceau apel, respingea și apelul, la revedere. Da? Dar nu întotdeauna, să știți. Mulți l-au făcut hoți pe Blatter în Europa Occidentală și ăsta le-a deschis procese. Și să demonstra ce? Că aveau dreptate bieții jurnaliști sau ce erau ei ăia de-l dădeau în judecată. Din păcate însă, legile acestei lumi sunt obtuze. Da, n-ar trebui să fie vorba. Pe ăștia să-i scuipi între ochi. Toată ziua ar fi legal. Da? N-au niciun drept la nicio apărare. Hai să fim serioși. Poți să spui orice despre ei. Dar nu zice nimeni că ai voie să-i omori. Nu. Ai voie să-i scuipi între ochi. Ai voie să râzi de ei. Ai voie să-i bat jocurești. Ai voie să atragi atenția lumii că sunt niște ticăloși. Pentru că altfel nu există morală. Lăsați-mă acum prezumția de nevinovăție și cu rahaturi. Dar ce prezumție de nevinovăție la Sepp Blatter? Ce? Adică dacă se vor judeca pe bune toate procesele astea ale lui și câte vor mai ieși la iveală, evident, ce scapă Blatter de ele? Dar bineînțeles că se îmbogățea, dar într-o asemenea funcție ce Dumnezeu să faci? Îl vedeți pe Blatter un pasionat de fotbal? Să uită și el la meciuri, că îți trece timpul mai ușor uitându-te la un meci decât citind o carte. E un divertisment facil să te uiți ca bou la un meci de fotbal. Extrem de facil. Da? Asta știa și el, să se deplaseze, să stea în condiții de lux, avea numai femei frumoase pe lângă el, mânca ce vroia, bea ce vroia, stătea în loje peste tot. Ce-ți mai trebuia să furi? El dintr-o șpagă lua 40 de milioane de dolari. Bine, și ăștia alți. De 20 de milioane luaseră numai asta. Valk și cu Catmăr. 20 de milioane. În fine, asta este o afacere interesantă. Altă știre care ne interesează venită acum, Bulgaria a fost învinsă într-un meci amical de Japonia, The Japanese, 7-2 pentru niponi, mi se specifică. Alte rezultate din partidele amicale, Vietnam, Hong Kong, 3-2 după prelungiri. Singapore câștigă în Myanmar 1-0, China, Trinidad, Tobago 4-2. Bă, dar Japonia, Bulgaria 7-2.
dacă am fi fost noi în locul bulgarilor. Ia să vedem ce detalii avem de la această partidă. Un meci amical, deși nici Japonia și nici Bulgaria, iertați-mă, nu participă la campionatul european. Era 6-0 după 60 de minute. Kagamakawa și Oshida au marcat câte o dublă. Da, o știre simplă găsită pe L'Echip, 7-2. Deci un meci amical. De ce s-o fi jucat asta? Bulgarii nu sunt la Euro. Japonezii se pregătesc cu cupa aia Asiei, în fine. Avem niște informații de la Lens, echipă de Ligue 2, care se pare că va exista și în sezonul viitor. A tot avut probleme financiare de când cu Mamadov ăla Azeru, care a vrut să preia clubul, a ajuns la pușcărie, a devenit insolvabil, greu s-a descurcat președintele lor istoric, Gervais Martel. Stau un fel de Condescu așa la noi, Gervais Martel, că și Lens este un oraș de mineri. Germinal, opera lui Emile Zola, a fost scrisă în zona respectivă, adică să petrece în zona minelor de pe la Lens. A închise astăzi. E bine, Lens, echipă de Liga a doua, cu pretenții, bineînțeles, să se reîntoarcă cât mai repede în Ligue 1. L-a pierdut pe Antoine Comboare, antrenorul său canac, la sfârșit de contract. Acesta a semnat, după cum v-am informat, cu L'En Avant de Guingamp, echipă de Ligue 1. Postul este liber pe lista lui Gervais Martel, redevenit Dumnezeu la Lens. S-ar afla Eric Roy, fostul antrenor al lui Nice în 2010-2011, dar și mijlocaș defensiv la OM în 96-99, în primii ani ai erei lui Dreyfus. Eric Roy a fost în echipa care a pierdut campionatul în ultima secundă în 99 în fața lui Bordeaux, în blatul Paris Saint-Germain-Bordeaux. În fine, deci Eric Roy în pole position să preia pe Lens. De asemenea, Jean-Pierre Papin, care a mai antrenat pe Lens, jucătorul secolului trecut la Olympique Marseille, primul balon de aur francez și ultimul, care juca în Ligue 1 în momentul în care, de fapt, în première division, cum era atunci Jean-Pierre Papin, cel mai mare jucător din istoria lui OM, votat de către suporteri, a fost balon de aur în 1991, cu un avans de 99 de puncte față de Lothar Matthäus, în anul în care OM a pierdut finala Cupei Campionilor cu Steaua Roșie Belga. Jean-Pierre Papin a mai antrenat pe Lens în 2007-2008 alături de Daniel Leclerc. Și el ar fi pe lista lui Lens. O să vedem probabil răspunsul în zilele viitoare. Bordeaux s-a despărțit de doi jucători emblematici ai săi, Jussié și Diabaté, care jucau la Bordeaux de o viață practic. Aceștia erau la sfârșit de contract și Bordeaux a anunțat că nu le mai reînnoiește contractul. Bordeaux, care va fi antrenată din sezonul viitor de Jocelyn Gourvennec, fostul antrenor al lui Guingamp. Într-adevăr, se schimbă și la ei multe. Jussié și Diabaté erau niște epave, dar rămâneau niște jucători totuși pentru Ligue 1 de primă mână. Puteau să marcheze și în 30 de secunde petrecute pe teren. Au început semifinalele masculine. Djokovic are 4-2 și urmează să servească cu Dominic Thiem. L-a făcut așadar praf până acum sârbu. Andy Murray a reușit și el break-ul repede. Are 2-1 și urmează să servească cu Stanislas Wawrinka. Ne reîntoarcem la Foțom, unde eram. Grupa... Na, că nu e așa simplu. Grupa H eram. E bine, Ghana are 10 puncte, cu 4 puncte mai mult decât Mauritius și Rwanda. Mozambicul are un singur punct. Ghanezii au încheiat socotelile. Joacă în Mauritius duminică. Cazul unui rezultat de egalitate i-au îndepărtat pe cei din Mauritius, care rămâne la 4 puncte de ei. Ar mai avea bătălia cu Rwanda, care joacă acasă cu Mozambicul. Dar în cazul unei victorii, Ghana își asigură direct calificarea. În grupa I, grupă de 3 echipe, Côte d'Ivoire, Sudan și Sierra Leone sunt în joc. Ivorienii au un punct avans față de Sudan. Joacă acasă cu Sierra Leone.
Este ultima partidă din această grupă. Cazul în care Côte d'Ivoire câștigă, face 8 puncte și și-a asigurat calificarea. Sierra Leone ar mai avea apoi un meci. Da, nu dau seama exact cum e aici. 4 meciuri trebuie să aie. Da, Sierra Leone ar mai avea un meci, într-adevăr. Și Sudanul ar mai avea o partidă. Dar dacă Côte d'Ivoire bate acasă pe Sierra Leone, a rezolvat calificarea. Meciul se joacă abia în septembrie, însă, observ. Ceea ce se joacă acum este Sierra Leone-Sudan pe 4 iunie, deci mâine. Ah, interesant. Interesant. Sudanul bate în Sierra Leone, trece prima. Face 7 puncte, dar va încheia meciurile. Iar Côte d'Ivoire va trebui să câștige acasă cu Sierra Leone pe 2 septembrie abia se joacă. Deci această grupă nu se încheie deocamdată. În grupa J, Algeria s-a calificat ieri, spuneam, câștigând în Seychelles cu un prăpădit 2-0, nedemn de naționala algeriană. Totuși, ei făcuseră show înainte, golaveraj 19-5. Etiopia joacă în acest weekend în Lesotho. Nu mai are nicio importanță. Algeria are 8 puncte avans față de Etiopia, care mai are doar 2 meciuri de jucat. În grupa K, Senegalul este calificată, are 12 puncte în 4 meciuri și se deplasează în Burundi. Senegal-Burundi cât a fost? Ia să vedem. 3-1 pentru Senegal. Da, nu-i matematic calificată Senegalul. Dacă, de exemplu, îi bate Burundi cu 2-0 și în ultima rundă Senegalul pierde și Burundi câștigă, i-a făcut. Da. Vă imaginați Senegalul pierzând în Burundi? Da. Chiar dacă va pierde, are nevoie de un punct în ultima rundă și tot se va califica. În grupa LAE, Zimbabwe conduce, ce bombă! În fața Guineei, care l-a dat afară pe Luis Fernandez, Swaziland și Malawi, Zimbabwe joacă duminică cu Malawi, cazul în care câștigă, ar putea să fie calificată dacă Malawi, dacă, pardon, Swaziland face egal cu Guineea. Dacă nu, oricum rămâne cu 3 puncte avans înaintea ultimei runde echipa din Zimbabwe. Și în fine, în grupa M, meci teribil la Nouakchott în Mauritania, între echipa gazdă îmbrăcată complet în verde, probabil de la dreapta la stânga pe micile noastre ecrane, deci Mauritania-Camerun, un singur punct desparte cele două echipe. Camerunul are 8, Mauritania 7. Africa de Sud are de-abia 3 puncte, n-a câștigat niciun meci în 4 partide. Este out în proporție de 99%. Africa de Sud joacă în Gambia. Poate să bată, să facă 6 puncte și evident dacă dincolo se termine egal între Mauritania și Camerun, ei nu sunt matematic out, dar au șanse nule. Trebuie să câștige ambele meciuri și să iasă rezultatele directe, sunt eliminați, nu vor participa la Cupa Africii. În degringoladă fotbalul sud-african, deși la un moment dat avea o echipă bună. Djoko servește, are minge de 5-2 în primul set. Eu ce văd pe ecran este ălalalt meci între Murray și Wawrinka, 3-1 pentru britanic în primul set. Nu știu dacă avem de luat pauză. Nu, n-avem de luat pauză, e mai bine așa. În aceste condiții, deci ne apropiem cu pași mari și de rezolvarea meciurilor de la Roland Garros. Dacă astăzi nu plouă, practic zarurile sunt aruncate, organizatorii vor reuși să încheie cumva competiția până la sfârșitul săptămânii, nu până la sfârșitul lunii, așa cum anticipau unii. Așa ar fi într-adevăr interesant pentru noi, până la urmă, să ne despărțim de Roland Garros în condiții decente. Finala feminină, vă reamintesc, le va opune mâine pe Serena Williams și pe Garbine Muguruza. Finală inedită la Roland Garros. Serena Williams favorită, dar nu este exclusă o surpriză. Nu știm cât este de proaspătă Garbine Muguruza. Știrea internă a momentului în fotbal, Ovidiu Popescu a semnat cu Steaua. Clauză uriașă stipulată în contractul mijlocașului, zice Digisport. Digisport care se pregătește mâine să dea lovitura
cu returul meciului de la Arad dintre UTA și Unirea Călăraș, Dunărea Călăraș, pardon, 3-1 pentru călărășeni în meciul tur. UTA, cu tot Banatul alături, va încerca să întoarcă situația, posibil să câștige cu 2-0 și să se califice în finala cu FC Voluntari pentru promovarea în Liga 1. Paul Pop s-a despărțit de Steaua, cred că știe Sile mai bine, contractul ar fi fost reziliat fostului fundaș al lui Sece Vaslui. Steaua ar fi făcut un al doilea transfer, pe cum al doilea, nu al 20-lea transfer. Mă rog, Bojan Golubović ar fi primul, jucătorul ieșilor. E bine, al doilea este Ovidiu Popescu, 22 de ani, care l-a impresionat pe Gigi. A jucat la Timișoara, echipă retrogradată din Liga 1. Popescu a semnat un contract pe 5 ani cu Steaua. Eu cred că vreau să iau un alt Popescu. Oare nu vreau să-l ia pe CTP? Și l-au luat pe ăsta, pe Ovidiu Popescu. CTP-ul era mai sigur, după părerea mea. Bine, costa mai mult decât Ovidiu Popescu, dar merita. 5 ani de contract pentru Popescu. Bănățenii vor primi 200.000 de euro. Clauza de reziliere a acestui jucător este de 10 milioane de euro, pretinde Gigi, care sigur l-ar da și pe 2 milioane mâine, dacă ar putea. În afara lui Ovidiu Popescu, care va câștiga 80.000 de euro pe sezon la Steaua. Puțin. Steaua mai poate transfera un mijlocaș, ci că de la Timișoara. Povești și astea. L-am propus celor de la Steaua și pe Bărbuț, spune Cristi Opria, impresarul său, impresarul lui Popescu ăsta. Dacă Steaua îl va vinde pe Adi Popa, m-aș bucura să-l ia pe Bărbuț. Teribil, într-adevăr. Având în vedere vârsta lui, nu există închizător ca el în țară. Păi, dar mai bine luau pe Diara, care e liber. Diara a plecat de la OM în această vară, a ratat campionatul european din cauza accidentărilor repetate la genunchi. De asta spun că l-ar putea lua Steaua. Întrucât e un jucător trecut de 30 de ani, s-a tot accidentat la genunchi în ultima perioadă, Paris Saint-Germain nu-l mai vrea. E un pariu riscant pentru ei. Însă las Diarra rămâne cel mai bun mijlocaș defensiv din lume, fără discuție. Nimeni nu joacă la nivelul lui, asta e clar. E un jucător scump, dar dacă Becali dă 40 de milioane de euro pe durata contractului, vine la Steaua. Ce ar trebui să facă Gigi pentru asta? Să vândă clubul. Și atunci îl poate lua pe Diarra să-l țină ca bibelou. Merită. Îl duce la palat. A? Îl poate și împăia acolo. Și ar fi perfect. Dar Diarra este cel mai bun mijlocaș defensiv din lume, nu Ovidiu Popescu, cum crede Becali. Am, apropo de Paris Saint-Germain, dragi prieteni, a apărut un interviu al lui Nasser El Khelaifi, președintele și patronul clubului, în Le Parisien, cotidianul local al capitalei Franței, cotidian și național în același timp, în care El Khelaifi spune că își dorește schimbări maxime la echipă după sfârșitul erei Zlatan. Și se subînțelege de acolo că, atenție, nici măcar postul lui Laurent Blanc n-ar mai fi deloc bătut în cuie, ba dimpotrivă, Laurent Blanc ar fi pe făraș. În aceste condiții, dragi prieteni, cele mai teribile nume de antrenor se vehiculează, începând, atenție, cu marele Diego Simeone, care s-ar fi acrit un pic la Madrid după două finale de Liga Campionilor pierdute cu Real în 3 ani. Și ar fi recunoscut că bilanțul lui este un eșec. Bun, dincolo de reușite, omul a vrut să pară modest așa ca Tolontan pe final. Paris Saint-Germain, vă dați seama, dacă găsește o portiță deschisă, își bagă imediat piciorul acolo ca să nu se mai închidă portița respectivă deloc. Deci iată-l pe Diego Simeone în pole position, deși ar mai fi și alții, desigur, acolo. Paris Saint-Germain negociază la vreo 4-5 mâini deodată să vadă ce iese. A mai fost într-o situație de genul ăsta, atunci când l-au numit pe Laurent Blanc. Era al 8-lea pe listă, primii 7 au refuzat atunci, ce proști. Astăzi oricine vine la PSG. Chiar și Mourinho ar fi venit, să știți.
în condițiile în care ajunsese muritor de foame prostănacu, după eșecul crunt în al doilea descălecat la Chelsea, ar fi venit la PSG și pe jos. Până la urmă totuși a găsit de fraier pe ăștia de la Manchester United, dar nu va dura. Tot la Paris Saint-Germain va sfârși José Mourinho. Și dacă vine, nu mai pleacă. Semnează pe 10 ani. Bă, ăștia își permit la PSG. Și Paris Saint-Germain, care este cea mai mare echipă de fotbal din lume în momentul de față, ca potențial absolut, deci de transferuri și de palmares, pentru că celelalte marile echipe au câștigat tot. Acolo nu mai poți să faci mare. Real are 11 ligi ale campionilor. Dar ce să mai faci acolo? Mare brânză că te duci și mai câștigi o cupă. La PSG n-are nicio cupă, n-are nicio semifinală de Cupa Campionilor sau de Liga Campionilor. Pâine de mâncat, tată. Banii sunt mai grei la Paris decât oriunde în altă parte în momentul ăsta. Sigur că plouă mai mult, dar atenție, nu mai mult decât la Londra. Plouă mai mult decât în Andalusia sau Malta, dar nu mai mult decât la Londra. Deci, rezolvi tu asta cu ploaia când ți se dau 450 de metri pătrați, da? De apartament. N-ai nicio problemă, stai niște. Deci oricine ar veni. O altă știre bombă, vă vom ține la curent, sigur, cu ce se întâmplă la PSG. S-a vorbit inclusiv de Capello, care are 70 de ani, dar n-are slujbă, inclusiv de Hiddink, 70 de ani și el, dar n-are slujbă, de Viersbosch, care a plecat de la Zenit, și de mulți alți antrenori, îmi scapă numele lor, nu? Erau atâția pe listă, dar în general, Diego Simeone e și el acolo, Diego Simeone care ar prefera totuși să meargă la Inter, numai că Inter, unde el a fost jucător, va intra în posesia chinezilor în sezonul viitor. Chinezii nu sunt de mare încredere, cel puțin deocamdată n-au nicio performanță prin fotbal, în sensul în care nicio echipă preluată de un conglomerat chinez n-a reușit până acum vreo performanță. Pe când Qatarul la Paris este deja o reușită, adică toată lumea i-a văzut în Liga Campionilor, știe că sunt o întreprindere serioasă. Chiar dacă au dezavantajul în campionat, n-au meciuri. Deci ei nu se prea pot pregăti la nivelul de Champions League. Asta, până la urmă, s-a reproșat pe undeva în existența asta petroliferă a clubului din capitala Franței, că ei nu se antrenează pentru faimoasele semifinale din Liga Campionilor deloc. Adică singurele meciuri care îi pregătesc pentru asta ar fi optimile și sferturile. Sferturile pe care ei le tot ratează. În campionat n-are cu cine Paris Saint-Germain să joace. Nu sunt echipe de dimensiunea asta. Cum să joci cu o echipă care e antrenată de Bruno Genesio? Adică Lyon. Păi dar ce e aia, mă? Deci Bruno Genesio este Ciorceri. George Ciorceri. Ce să faci cu el? Ăsta este principalul adversar de 2 ani al lui Paris Saint-Germain, o echipă antrenată de Bruno Genesio, care a fost un jucător obscur la Lyon. Da? E ca și cum OM ar fi antrenat astăzi de Marc Libra. A fost un jucător bun de teren propriu în anii 90 la OM. Nu marca în deplasare, marca acasă. Oui, il était porté par la foule du Stade Vélodrome. Mi-a mărturisit atunci Jean-Michel Roussier, care era președintele clubului când a venit la București. Știu că am discutat cu el despre Marc Libra. A rămas la trăznit. El a venit în România să facă afaceri și eu m-am dus și l-am întrebat de Marc Libra. Că de ce vor să-l vândă? Și el asta mi-a zis. Il est emporté par la foule du Stade Vélodrome. Dar în deplasare nu marca. Bun, asta era o statistică pe care o aveam și eu. Libra, sigur, n-a fost rău. Era un jucător local. Fiul lui joacă astăzi la OM, la Under 19. Cheamă Leo Libra. Și băia bun. Astea, Târgu Mureș se află în negocieri avansate cu antrenorul sârb Ivan Vukomanović. Na, poftim. Ăsta a fost la Standard ultima dată. E un tinerel, 38 de ani. Sârbul e liber de contract. Din februarie anul trecut, când a fost înlocuit cu José Riga, înainte de a fi principalul Standard, antrenorul stabilit de mai mulți ani în Belgia, a fost și secund al clubului din Liege. Ar fi interesant pentru ASEA să-l ia pe Ivan Vukomanović, dar să vedem cu ce bani îl vor plăti. Mă bucur că am fost contactat de clubul din Târgu Mureș. Ce minciună!
Am auzit de ASEA, de evoluțiile din ultimii ani și chiar am văzut secvențe de la meciul retur de la Saint-Étienne din Europa League. Știu că anul acesta s-au calificat în play-off printre cele mai bune 6 echipe din România. Cunosc situația actuală, dar voi discuta cu clubul pentru a vedea care sunt planurile pentru sezonul acesta. Îmi place strategia care se va aborda, dar de unde știi? Și cred că și pentru mine va fi un pas înainte în cariera de antrenor. Formidabil. Deci ăsta vrea să semneze cu ASEA. Ca jucător a jucat la Sloboda Uzice, un fel de fece urzicenia lor, Obilici, Girondin de Bordeaux, Steaua Roșie Belgrad, Erste FC Köln, Dinamo Moscova, Lokeren, Maccabi Herzliya, Royal Anvers și în China la Qingdao Zhonon. Ăsta este Ivan Vukomanovic, bun de tot. Păi dacă Iașu a făcut istorie cu Nicolo Napoli, de ce n-ar face ASEA cu sârbu Vukomanovic, belgian practic, de origine sârbă? Colosal. La tenis, aruncăm o privire, Novak Djokovic și Dominic Thiem, 6-2, 1-0, setul al doilea însă fără break. Deocamdată o formalitate pentru numărul 1 mondial, care n-a câștigat încă niciodată la Paris. Andy Murray are 4-2 în primul set cu Stanislas Wawrinka. Elvețianul are minge de 3-4. Oricum, un break avans pentru englez excepțional, Andy Murray, în acest turneu. El nu merita să treacă nici de turul întâi. Când Radek Stepanek i-a dat o lecție de tenis, de aproape că l-a spânzurat în pod. Și totuși a trecut mai departe nenorocitul ăsta de Murray. 4-3 pentru el, cu break însă în primul set cu Wawrinka. Novak Djokovic îl derul, m-a zice francezii, da, merge înainte fără probleme cu Dominic Thiem. Austriacul șurcase saci în căruță de mult. Această prezență în semifinală pentru el, nu o să mai, n-a dormit toată noaptea, a numărat gologani, n-a mai putut să joace la adevărata sa valoare. Fraților, ne reîntâlnim săptămâna viitoare, probabil de marți, ca să fiu mai precis. Rămâneți cu bine. Sport Total FM. Mai mult decât